Gustul Victoriei. Cât de greu e situația asta? Bună seara! Da, e frustrant, e greu, dar nu cred că avem altă soluție decât să mergem înainte. Sper ca ușor, ușor să vină și victoriile. Sunt dezamăgit, suntem dezamăgit toți. Nu cred că am făcut un meci rău, deși Steaua a avut foarte multe ocazii. Puteam să, nu știu, un egal, cred că era, nu știu dacă e echitabil. Ne-am dorit mult să scoatem un rezultat pozitiv contra lor. Nu știu, sunt puțin dezamăgit așa de tot ce. Foarte multe parade și multe mingi salvate acolo. Ți-a fost ciudă momentul în care șut a marcat pentru că ai respins mingea exact în el? Cum a fost pentru tine faza aceea? Haide să le luăm în ordine. Am ajuns la vârsta în care nu mai sunt foarte fericit când am foarte multe șuturi. Aș prefera să nu mai am deloc, să câștig 1-0. La gol, Coman a tras direct pe poartă, am scos-o după linia porții și cumva el a venit pe respingere, nu știu. O să vedem pe video. E mai puțin important ce am salvat, cum am salvat. Cel mai rău este că am pierdut și trebuie să facem ceva, pentru că nu suntem pe drumul cel bun. Trebuie să ne remontăm, nu știu ce să explic. Știi de ce te întreb? Pentru că tu acolo salvezi, ai salvat și situații de 1-1. Ai avea nevoie de mai mult ajutor, poate și din partea defensivei, să nu ajungă atât de ușor. Dacă eu aș răspunde la întrebarea asta, ar însemna ca colegii mei să se simtă prost sau să îi atac pe ei. Nu pot, suntem toți o echipă și când a fost bine și când a fost rău. Să sperăm că ușor, ușor ne vom reveni, pentru că nu cred că suntem noi cei mai răi din Liga 1, nu știu, așa văd lucrurile eu. Campionatul spune altceva, că da, sunteți pe loc de baraj și aici se vorbea de play-off acum câteva luni. Corect, aveți dreptate, din păcate toată lumea este vinovată. Cum este, și cum va fi lupta asta, că vă veți bate pentru evitarea retrogradării? Tu te-ai bătut și pentru campionate, e mai greu să te bați pentru evitarea retrogradării? Da. Este mai greu să te bați pentru evitarea retrogradării, pentru că te duci în Liga 2. Când te bați la campionat, nu poți termina decât pe locul 2. Și totuși ai o bucurie că joci în cupele europene. Liga 2 e urâtă. Nu vreau să mă gândesc, nici nu... Nu cred că se pune problema, dar trebuie să schimbăm ceva ușor, ușor, pentru că chiar dacă jucăm bine, chiar dacă am intervenții, chiar dacă Garita marchează, noi nu câștigăm. Și aici e problema, asta văd eu. Dar trebuie să rămânem o familie, să rămânem uniți, nu știu, sunt tare așa, amărât tare. Vreau doar să mă duc acasă și mâine să facem o analiză, probabil, la tot ce s-a întâmplat și sunt sigur că staff-ul știe ce are de făcut mai bine. Mulțumim!